Bună seara! Bine ați venit la prima ediție a Seratei cu scrisori, o întâlnire care a pornit de la ideea lui Genevieve Ferraru, pentru care îi mulțumesc că m-a invitat să o formulăm în felul în care o să o vedeți în seara asta. Dacă rămâne așa sau în fine o îmbunătățim, veți vedea și asta, pentru că intenționăm să o ținem o dată pe lună, începând din toamnă. În seara asta e ediția pilot. Serata cu scrisori, așadar, e o întâlnire care, în primul rând, celebrează această formidabilă cale de a comunica între oameni, defunctă astăzi, din păcate. În al doilea rând, e un mod de a celebra moștenirea literară, în primul rând românească, dar nu neapărat, pentru că o să avem și scritori români și scritori străini, în funcție de tema aleasă de fiecare dată. După cum probabil ați aflat, tema din această seară este dragostea. Și nu în ultimul rând, e un fel de a celebra limba română, așa cum e astăzi, nu mai este vorbită. O limbă română foarte frumoasă, foarte îngrijită și expresivă. Veți vedea niște fraze de o eleganță extraordinară, niște fraze unde toate conjuncțiile sunt puse la locul lor, unde veți auzi adresă și domiciliu și nu locație, și alte astfel de barbarisme. Și firește, e o întâlnire, o șansă pentru noi extraordinară să avem niște invitați speciali. Sunt oamenii dragi nouă, oameni care sunt foarte buni în ceea ce fac, oameni eleganți, cu umor, decenți, mai puțin Tocilescu, poate, oameni cu care ne face plăcere să petrecem o seară împreună. Avem câteva mulțumiri de făcut. Trebuie să vă mai spun că scrisorile din această seară au fost alese de noi împreună cu invitații noștri. N-o să vă spunem, o să aflați la finalul fiecărei citiri cui aparține, cine este destinatarul, cine este expeditorul fiecărei scrisori în parte. O să înceapă chiar Genevieve, să spargem gheața noi înșine, dar, cum spuneam, sunt câțiva oameni cărora ar trebui să le mulțumim acum, pentru că ne aflăm aici și că probabil vom continua în aceeași formulă seratele noastre cu scrisori. Bună seara! Îi mulțumesc în primul rând lui Marius Chivu că a dus cu mine la capăt acest proiect. Și celorlalți fără de care acest proiect nu s-ar fi putut face sunt Ana Niculescu, Oana Dumitru, Claudiu Comartin, Emanuela Ignățoiu Sora, Iuliana Dumitru, Sara și Cristi. Și acum sper să aveți o seară frumoasă și să pornim cu dreptul. Mulțumesc! Păi tu ești dreptul în seara asta. Scuze dacă o să mă bâlbui. Te rog să nu te bâlbui. Cartonul tău, Magdalena, cu o singură literă neagră, o literă despre care am făcut cândva o imagine poetică pe care nu știu de ce nu ți-o spun acum, cartonul acesta în întregime alb a fost totuși evenimentul unei zile întregi, a acesteia în care l-am primit, și primirea lui a fost în stare să-mi aducă în inimă o emoție destul de rară. Și l-am ținut multă vreme în mâini și puțin a plecat deasupra lui, fie ca deasupra unei opere de artă, fie, mai tragic, ca deasupra unui cap decapitat al unei foarte dragi ființe. M-am gândit la o mulțime de lucruri în timp ce afară, prin ferestre, se desfășura un fantastic și real peisaj de iarnă, fantastic și ireal prin frumusețea lui. Și m-am gândit că tot așa era și iarna trecută, când am primit de la tine o scrisoare de 10 pagini, o scrisoare de 10 pagini atunci, un simplu și alb carton acum. Și m-am simțit împăcat cu mine însumi și un surâs multiplu a fluturat pe buzele mele. Sunt clipe de teribilă și îngrozitoare intuiție a vieței, înțelegi? Dar numai o clipă, două, înțelegi deodată nemaipomenit de bine totul. Viața, universul, planetele, iremediabila trecere a fiecărei zile. Și de aceea ți-am spus, Magdalena. Un surâs multiplu a fluturat azi pe buzele mele, în timp ce priveam cartonul tău și mă gândeam la tine,
un surâs în care pe buzele mele trăiau și mureau în aceeași clipă, imensitatea albă a fulgilor de zăpadă, zborul porumbeilor, orașele pierdute undeva pe suprafața și continentului și litera M, cu care începe numele tău, Magdalena, pentru care sentimentele mele din trecuta carte poștală sunt identice. Înțelegere și salut generos și fierbinte a trecerii tale prin viață paralel cu mine. Trăiești în mine mai vie, mai autentic și mai nobil decât în viață însăși. Și acum altceva. Dacă n-ai vândut încă mantoul maro, vrei să mi-l vinzi mie? Țin foarte mult la asta. Răspundem cu ce preț și dacă poți aștepta achitarea lui un timp relativ scurt. Să trăiești, Magdalena, Geo, 24 ianuarie 1933. Domnișoarei Magdalena Binder, strada Cobălcescu, numărul 36, sector 2, București. Din volumul Dragă Magdalena, corespondența Geo Bogza, Mada Holda, ediție îngrijită de Cosmin Pană, editura Tracus Arte, 2017. Mulțumesc! Am convenit să spunem la final cine este expeditorul pentru a păstra cât de cât surpriza. Mulțumim, Genevieve! Alex! Partea bună când ai astfel de invitații că nu trebuie să-i mai prezinți, toată lumea îi cunoaște. Munca mea e minimală. Draga mea, aș vrea să-ți scriu ceva firav și delicat, ca un dans indian sau ca surâsul unui idiot când se află în fața unui om care îl copleșește. Aș vrea să-mi bat joc de tine, dar ironia mea să fie atât de ascuțită ca să-ți dai seama de adâncimea fără putință de măsurat a iubirii mele. Eu sunt tare fricos. Uite, chiar adineori pisica mi-a sărit pe umăr, pe neașteptate, și acum simt că am bătăi de inimă. Își linge labele și toarce. Din când în când se uită cum mișc tocul pe hârtie și apoi mă privește cu ochii verzui strălucitori cu irizații de sidef. Pisica mea ți este Aidoma. Cred că înainte de a vă naște, amândouă ați trăit într-o lume bizară, populată cu fantome de prinți scăpătați și domnițe gonite de acasă de mânii împărătești. Știi unde cred că a fost lumea asta? Poate în Sirius, e o stea îndepărtată. Sau în roșul Aldebaran. Pisica mea e fugarnică și sprințară. De câte ori se uită la mine, mi se pare că zâmbește. Când vin acasă, îmi fuge înainte și așteaptă să o iau în brațe. Și nu mă iubește decât pe mine. Uite, de pildă, pisicii mele nu-i place pâinea. Și ca să o necăjească, bunica îi dă câte o bucățică. Se supără și pleacă. Dacă îi dau eu însă, o mănâncă și toarce mulțumită. Probabil își închipuie că mănâncă pește. În ultimul timp a slăbit. Acum e suplă și umblă toată ziua prin curte după vrăbii. Bunicul, care nu poate suferi vrăbile pentru că mănâncă florile de cireș, fuge cu ea prin curte și o ațâță. Lucia, dacă ți-ai închipuit tu vreodată cât îmi ești de dragă, cred că ai fi în stare să faci orice, numai să fie rău ceea ce faci. Uite, uneori caut să-mi pătrund iubirea și mă neliniștesc atât de tare că un singur lucru m-ar mai putea potoli. Să dau drumul de la înălțimea unui stat de om pe o lespede de marmură la cupe de cristal. Să fie la fel de cupe, să fie fel de fel de cupe și fiecare dintre ele să aibă alt sunet când se sparge. Lucia, uneori iubirea mea amorțește, se ascunde. Atunci încep să umblu ca un scos din minți să o caut și mi-aș smulge inima să o pun pe masă și să o tai felii cât mai repede ca să-mi pot vedea iarăși iubirea. E nespus de rău că nu putem fi mereu împreună. Uneori îmi zic că icoana ta din mine mi-e de ajuns. Ei bine, nu pot să-mi zic asta mai mult de câteva ore. Pe urmă, mă enervez atât de tare când vine să mă despic în mii de bucăți. Voiam să-mi bat joc de tine în scrisoarea asta și îmi vin în minte gânduri atât de subțiri și de răutăcioase că te-aș scrijela, te-aș zgria atât de adânc și zgrieturile ar fi imbibate de veninul spiritului meu, ar coace și s-ar vindeca deodată ca o rană mică făcută de spada unui sarasin. Dimineața cerul era albastru și florile caisului albe. Și cerul era atât de albastru când venea să plâng și florile erau atât de albe când venea să râd. Și acum cerul s-a făcut atât de incolor că parcă a dispărut. Și florile par umbre. Pe pământul cu bulgări rotunzi se odihnesc petalele lor moarte și nu pot să mai văd de tine. Dar te-aș săruta atât de ușor, atât de delicat, că eu cred că ne-am preface în fum amândoi. Tu însă ești departe și poate nici nu te gândești la mine. Te gândești la cățelul tău sau la nimic.
și bătăile clopotului bisericii cu un singur turn din zare răsună rar, neînchipuit de rar. Aș vrea să-ți scriu basme, în care să zacă unele peste altele suflete smulse din trup, în care să danseze demoni strani și răi, în care să ardă licurici multicolori, care să vorbească de doruri ce nu s-au împlinit, de ape ce n-au curs, de aștri ce n-au luminat, de oameni ce nu s-au iubit, de gânduri ce au murit fără să se lămurească, de veșnice păreri de rău sădite pe morminte înalte. L. Dimov, 8 martie 1946. Din volumul Leonid Dimov, scrisor de dragoste 1943-1954, ediție îngrijită de Corin Braga, editura Polirom, 2003. Dacă vreți să știți mai multe, unele dintre cărți încă se mai găsesc în librărie, de asta o să spunem de fiecare dată de unde le-am luat. În fine, pe parcursul acestei lecturi avem câteva barteri de la normă. În principal fiecare citește câte o singură scrisoare, dar Cătălin Ștefănescu are dificila misiune de a ne citi pe două scrisori în replică pe două voci. Cătălin... Ia să vedem. Dinu, drag, îți scriu acum deoarece nu vreau să mai vezi niciodată că sunt ascunsă, tulbure și nesinceră față de tine. Mi-ai scris astăvară o scrisoare în care mă defineai ca fiind o ființă căreia îi place lumina tare, nedizolvată dulceag în umbră sau în tonuri secundare, că eu însumi sunt, deschid citat, lumină tare, spontană, directă, netulburată în claritatea ei, închis citatul. Și cred, Dinul drag, că ce mi-ai scris tu atât de frumos nu este lipsit de realitate. Pentru aceasta îți scriu acum, să nu existe nimic între noi care să ne umbrească impulsiunile sufletului sau să deformeze trăsăturile caracterului. Vezi tu, dragul meu, dacă te iubesc, îmi place să te iubesc în lumina soarelui limpede, sincer, să te primesc în sufletul meu cu încredere și fără cea mai mică îndoială asupra certitudinii pe care aș avea-o alături de tine. Îmi place să mă dărui complet cu mintea și cu sufletul aceluia pe care îl voi iubi întotdeauna. Și sunt astfel deoarece îmi dau seama de o infirmitate a ființei mele. Cred că dacă m-ar dezamăgi vreodată viața, mi-aș schimba firea, n-aș mai crede în nimic, mi-aș tăvăli toată tinerețea și elanul sufletului meu, cum fac atâția înfrânți. Și când îmi dau seama că nu s-ar întâmpla aceasta, mă răzvrătesc, mă zbucium. Vezi tu, mi-e teamă de întunericul în care te aruncă suferința, mi-e teamă că m-aș schimba, nemai putând fi aceea de acum, că nu aș mai putea suporta lumina care mi-e atât de dragă și necesară și fără de care n-aș mai putea trăi. Dragul meu, după atâta timp petrecut împreună, mi-am dat seama de ceea ce este frumos și bun în tine. Și dacă eu sunt aceea cu care să poți tu porni în viață, pentru dezlegarea și împăcarea ta cu multele și nedezlegatele întrebări care pândesc și torturează sufletul unui om superior ca tine. Mi-am dat seama că ne deosebim în unele feluri de a vedea, însă că iubindu-ne, pentru ceea ce suntem noi într-adevăr, ne ajutăm și ne împlinim atât de firesc și complet. Și am încredere că te pot face fericit și că am deci dreptul să răspund chemării tinereții tale. Ți-am scris această scrisoare deoarece aș vrea să înțelegi de ce de acum nu mă voi mai supune mângâierilor și sărutărilor tale. Știu că va fi o luptă îngrozitoare pentru mine care doresc atât de mult apropierile tale, însă n-am putut și nu pot nici acum să fac abstracție de lumea înconjurătoare și nu mai pot primi sărutările tale sub ploaia străzii sau la colțurile trotuarelor. Am acceptat aceasta deoarece te iubeam prea mult și nu mai accept din același motiv. Dacă mă regăsești pe mine, aceea pe care o iubești întru totul în rândurile acestei scrisori, să mi-o spui. Dacă mă înțelegi și mă accepti întru totul în ceea ce sunt, să ai curajul față de tine să mi-o mărturisești. Mă încred în loialitatea și sinceritatea sufletului tău. Nelly, septembrie 1943, București. Nelly, dragostea mea de totdeauna, am primit astăzi, după sfârșitul cursului de germană, scrisoarea ta. Am citit-o o dată, de două ori, de trei ori,
Pe urmă, lacrimile m-au împiedicat să mai deslușesc înțelesul cuvintelor. Pe marginea patului meu, îl știi și tu, am plâns o clipă sau poate un ceas, așa cum niciodată n-am mai plâns până acum, înconjurat deodată de un gol imens, de o singurătate imensă, de o liniște imensă. Murise parcă totul în lume, definitiv, iremediabil, într-o atmosferă care gâtuia până și sunetul de deznădejde al vocii. Da, o clipă sau poate un ceas. Dar pe urmă, fruntea înaltă, privirea, sufletul s-au ridicat încet din ceața grea. S-au ridicat cu ultima energie a tinereților care mai crede, mai trebuie să creadă, pentru ca viața să nu fie ceva steril și fără rost. S-au ridicat gata să accepte orice luptă cu prețul oricărei umilințe în fața ta și în fața alor tăi pentru a nu te pierde. Nu, Nelly, n-ai dreptate în niciunul din cuvintele scrisorii tale, în niciunul din acele cuvinte cu germen de moarte în ele. Suntem făcuți unul pentru altul, numai unul pentru altul. O știi și o simți și tu. Trebuie să știi și să simți dacă m-ai iubit și mă iubești cu adevărat. Viața mea se poate împlini numai cu viața ta și viața ta se va putea împlini numai cu viața mea. E atât de simplu și de firesc încât nici nu înțeleg cum ai putut să uiți pentru o clipă. Chiar pentru o clipă. Nu primesc nici sfatul de a te uita și nici ultimul tău sărut. Între noi doi, un sfârșit nu va putea aduce nici măcar moartea cea adevărată, fiindcă, dincolo de viața de aci, ne așteaptă altă viață. Da, totdeauna noi doi. Numai noi doi. Să știi, Nelly, că dacă am un rost în viață, scrisul însemnează o iluzie gratuită, o iluzie pentru iluzie. Acel rost este de a lupta pentru iubirea noastră. Poate că abia de acum înainte îți va fi dat să mă cunoști puțin. Dinu, septembrie 1943, București. Din volumul Dinu și Nelly Pilat, Biruința unei iubiri. Pagini de corespondență, ediție îngrijită de Monica Pilat, editura Humanitas, 2018. Mai avem o abatere de la normă și mai mare, pentru că doamna Nora Iuga s-a opus din răsputeri și a venit cu o scrisoare pe care a tradus-o chiar dumna ei. Nu spunem despre ce e vorba. Este o scrisoare scrisă în germană, în original. Sunt traducătoare din limba germană. Trebuie să vă povestesc întâmplarea. Când am ieșit pe ușe, iată, am găsit în cutia de scrisori acest plic verde pe care îl așteptam de mult, trebuie să vă mărturisesc. Dar mă grăbeam să vin încoace și nu l-am deschis încă. Îl deschid în fața dumneavoastră. Din păcate, fără ochelari, nu văd. Praga, 2-3 august 1920, luni seara. S-a înserat, în ciuda acestei zile destul de mohorâte. Mâine oricum nu vine nicio scrisoare de la tine. Pe cea de sâmbătă o am deja. Una de duminică nu poate să ajungă la mine decât poi mâine. Așadar, ziua va fi lipsită de influența inevitabilă a unei scrisori. Ciudat, cât mă pot tulbura scrisorile tale, Milena. Chiar simt de vreo săptămână încoace, sau chiar mai de mult, că ți s-a întâmplat ceva
complet imprevizibil sau dimpotrivă ceva premeditat pe îndelete, ceva motivat sau dimpotrivă absolut întâmplător, cert sau doar în parte conștient că există, n-am niciun dubiu. Acest lucru mi s-a revelat nu atât din detaliile cuprinse în scrisori, deși există și asemenea amănunte, cum ar fi abundența de amintiri, mai ales de amintiri foarte speciale. Recunosc că răspuns la tot ce te întreb, dar nu chiar la tot. Cum că ești tristă fără motiv sau că mă trimiți la Davos și brusc dorești să ne întâlnim. Tu nu acceptasești atât de repede sfatul meu de a veni aici. Viena ai considerat-o nepotrivită pentru o posibilă întâlnire. Spuneai să nu ne întâlnim înainte de călătoria ta și acum, în două, trei scrisori, această grabă, ar trebui să zbur de bucurie. Dar iată, nu mă simt în stare, fiindcă simt o frică ascunsă în scrisorile tale, o frică pentru mine sau de mine. N-am cum să știu. Și frica există în această acceptare spontană, în graba cu care îți dorești întâlnirea noastră. Oricum, sunt foarte fericit că am găsit o posibilitate și aceasta e sigură. Dacă nu vei găsi o cazare unde să noptezi în afara Vienei, s-ar putea rezolva și asta cu sacrificiu câtorva ore petrecute împreună. Tu pleci cu acceleratul duminică în zori la 7 în direcția Gmünd, exact ca atunci, și sosești la ora 10. Eu te aștept și fiindcă plec abia la 4:30, ne rămân oricum 6 ore în care să fim împreună. Pe urmă pleci cu acceleratul de noapte înapoi la Viena și ajungi acolo la 12 fără un sfert, doar o mică excursie duminicală. Iată de ce sunt neliniștit. Sau mai bine zis, nu sunt neliniștit. Atât de mare îți e puterea. În loc să fiu neliniștit, vreau să spun și mai neliniștit decât neliniștit, fiindcă scriindu-mi îmi ascunzi ceva. Ori poate ești forțată să-mi ascunzi, ori îmi ascunzi fără să-ți dai seama. Iată, mă liniștesc. Atât de mare e. Chiar atunci când nu-ți văd chipul, încrederea mea în tine. Și chiar dacă mi-ascunzi ceva, chiar și această tăinuire e corectă, mă gândesc. Dar și din cauza unui alt temei, complet neobișnuit, rămân liniștit în fața acestor presupuneri. Ai o trăsătură care te distinge, cred că ea aparține celei mai profunde zone a ființei tale și este vina celorlalți dacă nu funcționează în toate situațiile. Nu am întâlnit-o încă la nimeni și deși am găsit-o acum aici, tot nu mi-o pot imagina. Această trăsătură distinctivă este calitatea ta de a nu fi în stare să faci pe nimeni să sufere. Și nu din compasiune nu poți să faci tu
pe nimeni să sufere, ci pur și simplu, fiindcă nu ești în stare să faci asta. Nu. Așa ceva e fantastic. Aproape întreaga după amiază m-am întrebat de unde îți vine atâta forță? Și uite ce greu mă încumet să-mi aștern gândul pe hârtie. Poate că totul nu e decât o scuză, mai mult sau mai puțin, pe măsura unei îmbrățișări. Și acum la culcare. Ce-oi fi făcând tu în secunda asta, luni, la 11 noaptea? Marți dimineața. Voiam să mă dau mare în fața ta, să-mi arăt voința, stăpânirea de sine, să amân scrisoarea, întâi să-mi văd ale mele. Dar odaia e goală, nimănui nu-i pasă de mine. E ca și când ar spune, lăsați-l în pace să-și vadă de treaba lui, de parcă i-a pus cineva pumnul în gură. Așa că am scris doar o pagină și iată-mă, iar cu tine, culcat pe această scrisoare, ca atunci, în pădure, noi doi alături. Franz Kafka, Scrisori către Milena, un volum. Scuzați-mă, am crezut că mi-e mie scrisă scrisoarea, deci nu m-am uitat la editură. Vă mulțumesc din tot sufletul. Cine era, nu mai știu ce-i cu mine. Răzvan. Bună seara. Și vreau să fiu primul care vă urează Crăciun fericit. Draga mea, Veronicuță, sunt cinci ceasuri dimineață și eu, luându-mă cu lucrul, n-am putut închide ochii încă. Acum, după ce am sfârșit câte aveam de făcut, îmi închei ziua gândind la tine, pasărea mea cea sprintenă, cea voioasă și tristă totodată, și aș vrea să pun mâna pe tine, să te sărut pe aripă, pe locul unde va fi fost odată două aripi, pe umărul tău cel alb și rotund și frumos. Dar trebuie să-mi pun pofta în cui, căci în acest moment dorm dusă în pătuțul tău, așternut de sigur, cu o fină pânză de in, iar eu mă uit în lumânare și gândesc la tine. Dormi și nu te trezi, draga mea Nicuță, că eu te păzesc tocmai de aici. Iar mâine când te vei trezi, ai să aștepți scrisoare și poimâine are să-ți vie și atunci ai să știi și tu ce făceai pe când eu scriam aceste șiruri și cum te închipuiesc eu pe tine dormind nesărutată în pat. O, nesărutat-o, tare te-aș mai săruta. Ieri seara, mititicule... Am fost pentru întâia dată de când te-ai dus tu la un concert. Pablo de Sarasate, violonistul spaniol, e aici și cântă admirabil, așa precum n-am mai auzit violinist. Acesta nu are numai tehnică, ci și inimă. Niște ochi mari, negri, sălbatici are creștinul acesta. Și deși e urât ca dracu, trebuie să fii plăcând la cucoane. Dar toate acestea tu le vei citi abia poimâine, pentru că acum dorm, nu-i așa? Dorm, Veronica? Desigur dormi.
săracul. Nicu Gane a plecat din Iași. Deci dacă îl vezi, mai zici și tu că eu nu e zi lăsată de la Dumnezeu în care să nu-l trag de mânecă și să nu-i aduc aminte. Dar el, mai cu ba azi, ba mâine, n-a făcut vreo treabă a Cătării până acum, bată norocul cu încă vreo 7 duzine de copii, dar și cu milioanele respective cu care să-i crească. Și încă să mai știu una. Mi-am scos ceasornicul meu de aur de unde ședea cu chirie la părintele Ștrula Vrum și mă futulesc cu el. Știi că în el e pururea posibilitatea imediată de a te aduce la București cu nepusă în masă, că cel reprezintă oricând capitalul necesar pentru transportul celui mai scump odor ce l-am eu în Iași, încât eu îmi imaginez următoarea consecuțiune în prezența celor două odoare ale mele. Când tu vei fi aici, el poate lipsi. Când tu vei lipsi, el va încerca să vie la loc. Îți poți tu închipui a cui prezență o prefer? Ce faci cu un ceasonic? Te uiți la el, pe când cu tine? Câte nu facem noi de par ceasurile minute și zilele sferturi de ceas? Nicuța mea dulce, vom avea din nou zilele de aur calme și mari care le-am avut odată, fiind atunci ca acum. Al tău și numai al tău, Emin. București, 17 februarie, 5:00 dimineața, 1882. Din volumul Dulcea mea doamnă, Eminul meu iubit, corespondență inedită Mihai Eminescu, Veronica Micle, ediție îngrijită de Cristina Zarifopol, Ilias, editura Polirom 2000. Gianina Corundan. Cum zice el, Crăciun fericit mai rar. Mițule iubit și al meu scump și drăgălaș, tu câteodată ești înger, acum ai fost, fiindcă fără să mă aștept am primit scrisori de la tine. Mițule, nu te supăra dacă cu o veselie nebună care mă caracteriza îți spun că m-au apucat hachițele cochetăriei, dar ce vrei? Speranța că am scăpat, știi tu de ce? Mă face să-mi ies din piele, mi se pare că am născut din nou, am început a mai prinde puțin viață și putere, toate îmi par bune și frumoase. Spre avaria, mi-am tăiat părul a la viennoise și îl frizez în toate zilele. În fine, mi-am cumpărat pălărie Neniș și botine Louis Kenz și alte mofturi. Numai un lucru mă deranjează, e un frig nemaipomenit prin ea și nu prea pot să mă preumblu cum doresc. Măi, tropoțele! Întâmplător să vezi pe Costinescu, te rog foarte mult să-i amintești să-mi trimiți cel puțin 100 sau 200 de franci pe Paști. Eu încă îi voi scrie. Eminule, scrisoarea ta e foarte posomorâtă. Mi-i da voie, fără să te superi, dacă te voi acuza pe tine oricât de rău ți-ar merge. Tu vrei singur să ridici la nesfârșit piatra lui Sisif? Tu puteai când ai fost la Iași să vorbești cu Pogor și să capeți ceva la Iași. Eu nu insist, Mițule, dintr-un sentiment de delicateță care l-am față de tine, ca să vii numai decât la Iași. Lucru pe care dacă ai ținea cât de puțin la mine, ar trebui să-l faci. Dar crezi că mă aranjează istoria asta? Trebuie să recunoști în fine că eu prefer să mi se impună decât să impun. De aceea, las să vedem care o fi rezultatul. Mițicule, uitam să-ți spun că mi-am luat un corset cu dantele albastre. Ce vrei? Iar m-am făcut cochetă ca acum 2-3 luni bancă și mai cochetă. Eminescule, alaltă era fost la mine Madame Humpel. Am vorbit de tine și de poezia ta. Am spus că ai fost prin ea și ea mi-a zis și că domnul Maiorescu are a veni. Mă voi duce să-l ascult. Eminescul meu, șerii, spune-mi și răspunde numai decât. E ordin împărătesc. Mai iei tu medicamentoasele tale? Și cu aceasta am onoarea te înștiința că mă așteaptă așternutul și mă duc să mă culc singură, singurică, cu gândul la scumpul meu și iar te sărut, Veronica. Iași, a 12-a zi din martie 1880, din volumul Dulcea mea doamnă, Eminul meu iubit, corespondență inedită, Mihai Eminescu, Veronica Micle, ediție îngrijită de Cristina Zarifopol, Ilias, editura Polirom 2000.
Ioana Pârfulescu. Trebuie să spun că Ioana a decis să-și aleagă singură scrisoarea și mai mult decât atât a ținut să nu ne spună despre ce e vorba. Așa că niciunul dintre noi nu știe ce va citi. De ce să fie numai ei persecutați? Să simțiți și voi cum e. Mai întâi două note de subsol. Bună seara! Nu, asta nu-i notă de subsol. Notele de subsol sunt că romanele epistolare încep cam toate prin luna mai, multe chiar la 1 mai și în orice caz luna mai este o lună a scrisorilor de dragoste. Și a doua notă de subsol este că, după cum ați văzut, s-au citit cu excepția ultimei scrisori, s-au citit mai mulți scrisori de la domn către doamne, ceea ce voi citi și eu, iar explicația este simplă. Există mult mai multă corespondență masculină pentru că doamnele le-au păstrat. Scrisoarea aceasta a fost trimisă din strada Apolodor numărul 13 în strada Cobălcescu numărul 4. Este datată 21 aprilie 1922. Domnișoară, îmi cer mai întâi toate scuzele mele pentru nedelicatețea ce comit încercând să mai scriu după atât de elocventa dumitale tăcere. Adresându-mă aceleia din dumneata așa cum s-a manifestat, ce i-aș mai putea adăuga, domnișoară? Să fii atât de amabilă și gentilă la început, să știi să interesezi și să atragi prin felul de a fi, să accepți apoi foarte drăguț două întâlniri, care de altfel au fost cerute nu atât din dorința de pură aventură galantă, lucru ce se poate găsi ușor, oricând și oriunde, cât din curiozitatea de a cunoaște și eu odată o femeie ceva mai originală. Și apoi să absentezi, să ignorezi intenționat totul și să îl lași încurcat la întâmplare, mi se pare ceva destul de neînțeles, copilăresc și inutil, ceva care de altfel nici nu mă surprinde, fiind de obișnuită esență a majorității reprezentantelor sexului dumitale frumos. Mă așteptam în tot cazul la un răspuns oarecare, fie el și, domnule, încetează, ești plictisitor și arogant. Eu îți declar că, și te rog să mă crezi, domnișoară, că în asemenea caz nici nu te-aș mai fi întrebat de ce și de unde această bruscă schimbare neînțeleasă a dumitale. Atât de bine cunosc și sunt obișnuit cu enigmele bizare și neimportante ale psihologiei sexului dumitale frumos. Cât despre lipsa dumitale de interes de a cunoaște măcar din pură curiozitate un om care îți face curte și care se pretinde om serios, dar scrie totuși trăzneli riscante pe la reviste foarte serioase, ce să-ți spun? Originalitatea sau iubirea de o asemenea buruiană nu este obligatorie pentru nimeni. În ce privește tonul și conținutul cam straniu al fanteziei mele publicate, nu trebuie să te sperie, domnișoară. Este făcut tocmai pentru a mă amuza eu și unii din prietenii mei pe socoteala cititorilor. Dacă aș ști că nu o voi mai revedea și că totul s-a terminat cu această scrisoare, nimic nu mă mai împiedică să fiu sincer, deschis și să-ți mărturisesc. Trecutul nu prezintă pericole, că ai trezit, domnișoară, în mine un interes deosebit, ceva neobișnuit și curios. O nelămurită afinitate sufletească, ce pare că trece și peste voința mea. E ceva dulce și trist, care vine și mi se impune de la sine, curios lucru, chiar fără să mă gândesc deloc la dumneata.
și care pare că nici nu vine direct de la dumneata, ci mai de departe, trece numai pe la dumneata și ar putea să te stăpânească foarte bine, dacă ar vrea, și pe dumneata ca și pe mine. Și crede-mă, te rog, că nu sunt din firea mea un sentimental, ci, ca să-ți spun adevărul, mai mult un zeflemist a tot și a toate. Ceva îmi spune însă că între noi poate fi o afinitate reală, născută. Este în ființa dumitale ceva atât de agreabil și chiar vocea și râsul dumitale îți trădează bunătatea. Și acum vrei să rămâi o floare ce nu mai vrea să zâmbească? O rază de lumină ce nu mai vrea să se arate? De ce? Dar așa e viața. Trecem unii pe lângă alții, care am putea deveni cei mai buni prieteni dacă ne-am cunoaște mai bine, și ne cunoaștem totuși numai o clipă, întreagăt, pentru a ne grăbi înainte, neștiind nici noi unde, acolo unde capriciul sau inconștientul întâmplării ne duce pe fiecare în mod fatal. Lăsând la o parte tot ce poate fi ca substrat real primitiv iubirea, o necesitate, cum spuneai dumneata, o boală a orgoliului sexului și a amorului propriu contrariat, cum i-aș zice eu, cred că amorul pur ideal căruia îi poate da naștere rămâne un simplu deziderat, o aspirație fără obiect concret și definitiv, admirabil pretext și mare nerv pentru realizarea operelor de artă. Dar, domnișoară, să nu mai vorbim de iubire. Nu am nici obiceiul scrisorilor sentimentale și nu știu cum s-a făcut că-ți scrisei atât de mult. Dacă îți face plăcere ca duminică, după terminarea slujbei religioase la Biserica Schitu Măgureanu, să mă acorzi acolo o scurtă întrevedere de câteva minute, tot pentru lămurirea unei situațiuni, cu atât mai bine. Vei fi prea drăguță și prea atentă, deși poate că nu aș merita. Rugându-te să scuzi lungimea acestei scrisori, din care de altfel am tăiat mult, și regretând că dumneata singură nu-mi permiți să-ți scriu cu totul altfel, cu toată căldura și arta ce meriți, te rog să primești sentimentele mele, cele mai alese, și întreaga mea considerație al dumitale Dem. Este vorba de Dumitru Demetrescu Buzău, mai cunoscut sub numele de Urmuz. Iar cea care i-a scris era o domnișoară, Marie G, nu îi se cunoaște celălalt nume. După știința mea, ele n-au fost publicate decât o singură dată înainte de 1989 în revista Steaua din Cluj. Trei scrisori sunt cu totul. Mulțumesc, Ioana! Pe mine m-am păstrat la final, pentru că nu am o scrisoare către un destinatar comun, cum să-i zic. Este o scrisoare deschisă, adresată nici mai mult, nici mai puțin decât lui Dumnezeu. Scrisoare deschisă către Iehova. Stimabile, trebuie să fie multă vreme de când nu mai ai noutăți de pe pământ, pentru ca să rămâi atât de indiferent la toate nelegiuirile câte se fac și câte se pregătesc. De aceea, deși nu am onoare să-ți fiu prezentat, îngăduiește-mă, te rog, să te pui în curent cu starea noastră pământească, rugându-ne totodată să dispui grabnica mesmeretisire a celor vătămate și mai cu seamă să intervii cu autoritatea dumitale în afacerile sufletești, care sunt adânc compromise de barzii și amorezii din ziua de azi, acești adevărați agenți de schimb ai sentimentelor. Mai întâi, vei fi aflat că noi suntem foarte ocupați cu revizuirea Constituției.
E vai de om ce ne muncește această treabă. Dar fiindcă aș abuza poate de răbdarea dumitale, trec. Știi că la Teatrul Național jucăm Otelo. Dacă Shakespeare e prin cer, după cum credem noi, roagă-l să nu se neliniștească, toată lumea pe la dânsul e sănătoasă. Otelo a mai slăbit nițel și se parfumează cu paciulii, altfel tot gelos. Desdemona vorbește duios ca și pe vremea autorului. E albă și scundicică mai mult decât pe vremea lui. Iubește pe Maur de se prăpădește. Iago se ține bine, are accentul cam oltenesc, dar asta nu strică nimic situației. Trebuie să știi, sfinția ta, că la noi oltenii trec drept foarte malițioși și dacă Iago n-ar fi fost italian, era să fie desigur oltean. Altfel, poți să spui la Shakespeare că lucrurile stau bine, lumea era destulă, ba chiar prea multă, potrivit cu căldura ce a început deja să ne muncească. În fine, ca să nu te mai supăr în curând cu o altă scrisoare, dă-mi voie să-ți arăt câteva necazuri omenești. Închipuieți, nu mai avem femei. E grozav, dar așa e. Să mă explic. Prin femei, noi, o seamă de oameni, ne-am dat cuvântul să înțelegem acea ființă pământească care, croită după chipul și asemănarea Evei, cu darul ei de a ne face să mușcăm din mere, cu supunerea către șarpe, cu pretențiune la drepturile politice, să aibă acel ceva blând și mângâietor, inteligent și delicat, acel farmec nespus de dulce ce se ascunde în privire, în mlădierele glasului, în geniul surâsului, în finețea simțimintelor și care se numește poezia femeii. Ființe de neamul acesta au fost totdeauna rari, dar acum mai cu seamă pare că li s-a stins rasa. Astăzi, cele mai delicate și mai inteligente femei sunt stăpânite de un sentiment brutal de hrană, al cărui prozaism se respiră în aer, se citește în cărți, se învață pe băncile institutelor și e cu neputință să le pricepi în toate cutele existenții lor și să nu ai un fel de strângere de inimă dureroasă. De la femeile lui Lamartine am trecut la femeile lui Zola, ale lui Balzac, nu mai au loc în secolul acesta. Onesta și inteligenta creatură din La Recherche de l'Absolu nu mai trăiește. Cer mii de iertăciuni venerabile pentru aceste pretențioase teorii ce se fac despre femeile pe care îți place să le păstrezi așa cum se află astăzi. Dar fiindcă văd că sunt multe lucruri și mai cu seamă mulți oameni despre a căror existență habar n-ai, îmi permit să-ți scriu astfel spre a te ruga să iei cuvenitele măsuri de îndreptare. Iată un exemplu în sprijinul celor ce spun mai sus. Un bun prieten al meu zise într-o zi unei gentile ființe că va pleca în curând în fundul munților să mai răsufle puțin de praful și căldura orașului. Ea surâse. Dumneavoastră nu mergeți nicăieri? Întrebă el. Probabil că vom merge la Sinaia. E frumos, nici vorbă, dar mi se pare că Sinaia a ajuns așa, un fel de sucursală a bucureștilor. Eu aș dori ceva mai sălbatic, mai neatins de piciorul omului și de fumul locomotivei. Se poate, dar nu știu cum, noi dorim pe lângă poezie să avem și câte un bun biftec. Și trebuie să știi, domnule Jehova, că femeia aceasta e una dintre cele inteligente și cu înclinare firească către poezie. Așa spune prietenul meu. Dar cu celelalte? Sfârșesc aici și așa te rog să mai primești câteodată știri și despre noi. Aș mai avea multe să țin șir, dar am ostenit. Multă sănătate lui Shakespeare, dacă îl vezi, și cu coanei dumitale sărutări de mâini. Don Padil, 1884. Ei bine, Dumnezeu i-a răspuns. Domniei sale, Don Padil, planeta Pământ, continentul Europa, Țara Românească, Târgul București, strada Artur Verona. Iubite domnule, răvașul dumitale m-a pus pe gânduri. Am arătat scrisoarea lui Shakespeare, el s-a declarat satisfăcut de jocul actorilor dumneavoastră, dar m-a rugat să insist pe lângă dumneata, ca la rânduți, să insiști pe lângă comitetul teatral, să nu mai permită pe viitor reprezentarea pieselor sale decât cu prealabila învoirea sa. Omul acesta e foarte ciudat și dacă ți s-ar părea extravagantă pretenția lui, să nu te minunezi. Câte comedii crezi că nu-mi face și mie? Închipuiesc că m-a rugat să-i aduc pe Cleopatra din infern. El, care a visat un moment în Iuliu Cezar acel desfrut de dragoste caracteristic epocii și îndeoseb reginei Egiptului, a fost apucat de nostalgia crimelor și a amorului.
i-am adus-o, ce să-i fac? Nu-i cineva degeaba, Shakespeare. Dar am avut o mare mulțumire sufletească după ce a stat câtva timp de vorbă cu dânsa, s-a întors la mine atât de dezgustat și de trist, încât a trebuit să-i fac cheful din nou și să o trimit în fundul pământului. În sfârșit, fiindcă eu țin la dânsul, te rog să-mi scrii numai decât când s-o mai juca ceva prin România, ca să iau măsuri să împiedic această nelegiuire. Pentru plângerea ce-mi trimeți, anume că nu mai sunt femei, în sensul propriu al cuvântului, nu pot să răspund după placul dumitale. Aveți femeile ce le meritați. Îngrijindu-vă și făcându-vă veșnic legi, numai pentru dumneavoastră, ele au ajuns să-și facă singure legile lor aparte și probabil că vă disprețuiesc în raport invers cu iubirea ce le-o arătați. Și fiindcă sunteți foarte economi în iubire, ele sunt foarte darnice în dispreț. Mi-a făcut multă plăcere, primind azi dimineață monitor oficial de alaltă ieri cu dezbaterile camerei, discursul domnului Sturza. Domnul Sturza e omul viitorului. Cu câtă căldură n-a apărat domnia sa cauza acestor sărmane ființe, șubrede pe cât sunteți voi de puternici și delicate pe cât de trivial sunteți voi. Mi-a plăcut mai cu seamă indignația de care a fost cuprins oratorul când a făcut paralela între drepturile omului și drepturile femeii. Și când a ies așa de bine, până când tot bărbatul deasupra femeii? Până când această înglobire? Ce e drept? Eu când v-am croit, nu v-am făcut egali. Dar nu v-am făcut egal tocmai ca să dau bărbatului mijlocul de a-și ocroti tovarășa vieții sale, iar nu de a o apăsa. Dumneavoastră ați luat-o astfel. Teoria ce mi-o faci și jalea ce te apucă când constați că ați sărit de la femeile lui Lamartine la ale lui Zola, fără tranziția lui Balzac, trebuie să o facă întocmai femeile pentru domniile voastre. Ați rămas curat numai oamenii lui Zola, cu nevroze, cu epilepsia intelectuală, cu nebunii moștenite fără beneficii de inventar, cu tot soiul de păcate și de mizerii. Crede-mă, dacă mai faceți câte una excepție, vă găsiți corelativul femesc cel puțin în dublu exemplar. Are dreptate domnul Sturza până când? Mă opresc aici, cu stimă, Iehova. 1884. Autorul ambelor scrisori fiind Duiliu Zamfirescu, autorul trilogiei Viața la țară, pe care l-am studiat cu toții în manual. Vă mulțumesc că ați venit. Le mulțumesc tuturor care au fost la această ediție pilot a Seratei cu scrisori. Răzvan Exarhu, Alex Tocilescu, doamna Nora Iuga, doamna Ioana Pârvulescu, Cătălin Ștefănescu, Gianina Corondan și Genevieve, cu care am pus la cale această seară. Vă mulțumim încă o dată că ați venit și stați pe aproape, o să reluăm Serata cu scrisori din toamnă. O seară frumoasă în continuare! Thank you.